Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. După o perioadă plină de politică, am avut și campanie electorală, toate acestea s-au încheiat, cel puțin momentan. Politica nu se va încheia probabil niciodată câtă vreme va exista omenire. Nu avem ce să facem, avem nevoie de politică din mai multe puncte de vedere. În această seară nu vom face politică sau poate vom face puțină politică în domeniul agricol. Invitatul nostru este domnul inginer Valentin Duca, directorul Direcției Agricole Sălaj. Bună seara, domnule director! Bună seara, vă spun și eu! Înainte să discutăm despre temele pe care ne-am propus, doamnelor și domnilor, vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor de la Sandana pentru aceste produse pe care le-au adus și în această seară aici în studioul Sălăjanul TV. Produse inclusiv multe dintre ele pentru post, pentru că tot ne apropiem de Sfintele Sărbători de Iarnă, moment extraordinar pentru cei mai mulți dintre noi. Domnule director, ne apropiem cu pași repezi de iarnă. Auzeam astăzi, pe exemplu, că meteorologii ne-au anunțat că s-ar putea să avem parte și de ceva fulguială. Acum, nu știu dacă va veni sau nu într-adevăr zăpadă, deși va fi așteptată probabil de cei mici. Vreau să vă întreb cum s-a încheiat în această toamnă, nu știu, activitatea agricolă în județul Sălaj. Mă refer aici la producțiile agricole, că de obicei se trage linie și putem face o analiză din acest punct de vedere. Deci consider anul 2014, din punct de vedere agricol, în județul Sălaj a fost un an destul de bun. Am avut producții bune și la cultura mare, special la cereale, deci grâu, triticale, orz. Producții bune sau foarte bune am avut și la culturile de toamnă, porumb, unde am obținut aproape 3800 de kilograme de boabe pe hectar, floarea soarelui în jur de 2000, la struguri, cartofi, dar din păcate efortul pe care l-au făcut producătorii agricoli nu s-a găsit și financiar în banii pe care aceștia i-au primit, întrucât prețul produselor agricole în anul 2014 a fost destul de mic. Atât la prețul cerealelor, unde a fost în jur de 60 de bani prețul grâului, cât și prețul porumbului de 30-35 de bani. Chiar astăzi am fost într-o piață din județul Sălaj, unde se găsea porumb 60 de bani cerea pe kilogram, dar dacă cumpărai mai mult, poate lăsa și la 30-40 de bani. Grâul la 70 de bani, orzul la 80 de bani, deci prețuri foarte mici la cereale și care influențează, cred că, într-o anumită măsură pe fermierii noștri. Întrucât ei au trebuit să reiei un alt ciclu de producție, au trebuit să facă alte cheltuieli și cred că producțiile care le-au obținut nu acoperă în întregime cheltuielile care trebuiau să le facă în această toamnă. Și dacă ne referim la prețurile produselor agricole în acest an, sunt prețuri echivalente cu anul 2004. Și dacă ne comparăm cu anul 2004, când motorina poate era, cred că era în jur de 2 lei și acum e în jur de 6 lei și ceva, când îngrășămintele chimice cred că au fost la 50-60 de bani, complexele în jur de 70-80 de bani și toate inputurile care vin spre agricultură, vedem că este o mare diferență. Ce să facem? Aceasta este economia de piață pe care poate ne-am dorit-o. Știți cumva care este cauza pentru care s-a ajuns la, vorbiți de prețul de 50-60 de bani pentru kilogram de porumb. Mă gândesc grăunță, adică... Da, porumb boabe, da. Porumb boabe. Fără studete, da. E o muncă, nu știu, foarte mare, cel puțin așa o văd eu. Eu știu cum se muncește la țară, că am copilărit ani de zile pe acolo la bunici. E o muncă foarte mare și prețul de 60 de bani pe un kilogram de porumb boabe mi se pare un preț derizoriu. Dacă facem un simplu calcul, un hectar de porumb înființat și pentru a obține o producție de 4.500-5.600 de tone, da, 5 tone pe hectar, 6 tone de hectar, te duce la 2.500-2.600-2.700 de lei pe kilogram. Și dacă obții 4 tone de porumb, 6 lei, 24, aproape că ești 0 pe 0. Deci norocul ești cu subvenția aia de 150 sau 140-150 de euro că s-a luat pe hectar. E o problemă dificilă și o problemă care cred că depinde și de fermierii noștri. Deci dacă te ocupi numai de cultura mare, nu e, că după mine, e punctul meu de vedere personal, deci trebuie să ne îmbin. Deci dacă am cultura mare, plângă cultura mare, trebuie să mai adaug ceva, să mai adun ceva, să am și poate adică și o zootehnie, nu? Să am și o zootehnie în care furaj, adică furajele, produsul finit, grâu, porumbul, să nu-l dau direct pe piață, să-l dau la animale. Sau, poate, uite, era, am văzut prin câteva reviste de specialitate, un îndemn, deci ar fi o soluție ca cultivatorii. Deci cereale mai mari, deci județul nostru mă refer, să-și facă o moară, deci o moară cu ciocondele în care să
sfârm acel porumb, să fac furaje concentrate, să-l vând pe piață și atunci furajul în loc de 50 de bani, poate îl vând kilogramul la 1,30 lei, 1,40 lei, 1,50 lei. Totuși a fost sumă mai mare. A fost sumă mai mare și faptul că furajele sunt căutate, deci odată prelucrate. Și o altă problemă este faptul e lipsa silozelor, e lipsa spațiilor depozitare de care există aceste spații, ai putea să depozitezi grâu, cum am mai spus în misiunea dumneavoastră. Da, stați mai multe semnale de alarmă. Să depozitezi. Uitați acum dacă intrați pe bursă cu grâu cu livrare în luna ianuarie și porumbul, este, va fi o creștere de 7-8% procentual. Deci, crește. Se discută de o producție mai slabă prin Statele Unite, embargo impus iară de Rusia, deci se discută de va crește prețul produselor agricole pe piață. Da, vreau să vă întreb, apropo, domn director, de prețurile acestor produse. Dacă e, spre exemplu, să importăm porumb, cam la ce preț vine porumbul? E mai ieftin decât cel pe care... Există bursa de Franța, bursa la Chicago, deci la bursă prețul porumbului în momentul de față e 125-135 de euro. Pe tonă? Pe tonă. Adus, se mai adaugă prețurile de cu transportul până în Port Constanța, prețul la grâu se în jur de 100, nu știu, 150-160 de euro, cam acolo, pe tonă. Deci, astea sunt prețurile care se vehiculează la bursă. Și atunci, nu știu, noastră, cam cum vedeți problema asta? Mie mi se pare că, apropo de tineri care vor să apuce agricultură, nu e prima oară când mă întreb o astfel de chestiune. A trebuit să, cum spunea și noastră, să cultivăm porumb, dar să avem și vreo 10 văcuțe, nu un gras. Să facem ceva, să avem niște direcții, niște... Asta a fost de când lumea și când erau CAP-urile, deci pe lângă faptul că erau un CAP cu, deci nici un CAP-ul, sau untate, când mă refer la CAP-ul, sau untate de stat, untate cooperativ, înainte de 29, nu era profilată numai pe cultura mare. Pe lângă cultura mare, ori avea și horticultură, ori avea și legumicultură, ori avea și sectorul zootehnic. Dar fiecare unitate avea și sectorul, un sector zootehnic. Și atunci, normal că alta e valoarea furajului pe care tu o câștigi, dacă o investești sau o folosești în hrana animalului și ai, cum ați spus dumneavoastră, un 50, 20 sau 25, depinde acum cum e exploatația, fiindcă la noi în România exploatația medie la 3 hectare 50 sau 3 hectare 70, media europeană în jur de 14,5 hectare, cu 14,5 hectare o familie se descurcă cumva. Dar cu 3 hectare 70 poate îți asiguri necesarul și restul, nu știu cum reușești să te descurci. Și o altă problemă este faptul că noi producem extensiv, nu intensiv. Deci dacă ne comparăm la producție, la media care obținem pe hectar, suntem către coada clasamentului. Ei, la suprafețe suntem poate pentru primele și la grâu și la porumb și la alte culturi ca suprafață, dar important e randamentul pe care îl obțin la hectar. Apropo de consumul pentru familie, cred că sunteți în măsură să discutăm despre un fenomen care începe să aibă loc și în județul Sălaj. Sunt tot mai mulți oameni care au locuit la oraș, au ieșit la pensie sau ies la pensie și se gândesc să se ducă la casa părintească în cazul celor care au așa ceva și să se apuce, nu neapărat să vândă, dar să crească o văcuță pentru lapte, să cultive un cartof, să nu știu ce. Cum vedeți dumneavoastră povestea asta? Poate fi și o relansare sau vorbim doar de o... Cu o vacă te asiguri sau cu 2-3 porți te asiguri necesară tot pentru familie. Și dacă ai și o pensie și te retragi la țară și te ocupi și de o vacă și de un porț sau doi porți și de niște găini pe acolo... E ceva. E ceva. Deci îți rămâne pensie și mai e ceva termen. E păcat ca să lași terenul părloagă. Dar de anul viitor, din 2015, plățile pe suprafață, poate colegii de la APE au mai multe informații, se vor schimba. Faptul că se are în vedere ca de la 0 până la 5, adică până de la 1 până la 5 hectare să fie o plată, să zic, de 171 de euro pe hectar, de la 5 la 30 de hectare să ducă la 220 de euro, peste 5 hectare, de la 5 la 30 de hectare să fie în jur de 200 și știu cât de euro, deci se încearcă pe undeva ca terenurile să se grupeze, să facă o atracție spre ferma familială. De aceea de la 5 la 30 de hectare și mai mult vor fi sprijiniți și persoanele care vor să-și arendeze terenul, deci vor primi niște plăți suplimentare. Deci sunt niște proiecte care poate de anul viitor, din anul 2015 se va ști exact, dar sunt niște perspective pe care Ministerul Agriculturii le are în vedere și subvenția la bovine se va mări.
subvenția pentru vacile de carne, să ajunge la vreo 350 de euro, pentru vacile cu lapte la balțată, să ajunge până la vreo 600, parcă, da, 400 ceva de euro. Da, să știți că, apropo de probleme din agricultură, am întâlnit și niște oameni tineri care au reușit în agricultură aici în Sălaj. Nu vreau să le fac reclamă, nu vreau să laud, să fiu acuzat că le țin partea, dar sunt niște exemple concrete. Acei oameni pe care mi-ați trimis noastră în emisiune, acei tineri din mai multe zone din județ, discutând cu ei în emisiune și după emisiune, mi-a spus, domnule, dacă, nu știu, dacă se dorește într-adevăr, chiar și tânăr, pot să faci agricultură, nu doar pentru consum propriu, asta e o chestiune pe care foarte mulți o pot face, ci efectiv să și vin, să reușești să intri pe piață, doar că e nevoie de multă, multă muncă. Deci, într-adevăr, deci, sunt și tineri care le place agricultura, dar trebuie să-ți placă. Deci, acel tânăr care se ocupă și acei băieți care au fost aici și mai sunt, din păcate, din fericire avem încă mulți tineri care se ocupă de agricultură, dar aceia renunță la distracție, renunță la discoteci, renunță la alte treburi și... E cam greu și în club și în grad. Se implică. Și a doua rând, a doua problemă este faptul că aici nu-ți vin banii în fiecare zi. Aștept, muncești și poate să intri la sfârșitul lunii sau să intri după două luni. Îți vin problemele. Ai producție de cereale sau producție de lapte, carne și nu știi ce faci, unde să o dai. Deci sunt probleme destul de grele și destul de gingașe pe undeva în care ești și cu foarte mult consum și stres. În faptul că poate înainte de 89 trebuia să produci și valorificarea nu era problemă. Uitați că acum am ajuns să producem, avem ce face. Și ne uităm, nu avem ce să facem. Dacă ați întrebat acum un om mai în vârstă, la vârsta de vreo 80 de ani, și să aduce aceștia, spun că întrebă, domnule, atunci, înainte de 89, am dus de acasă totul. Eram obligat să dăm la stat. Așa era. Așa era, așa. Acum nu mai avem. Deci, dar depinde, v-am spus, depinde foarte mult de noi, ce vrem să facem. Și mai ales că din anul viitor, din 2015, va intra nou program național de dezvoltare rurală. Sunt mulți care se interesează de aceste programe, dar trebuie să fie foarte bine orientați, trebuie să gândească foarte bine ceea ce vor să facă. Deci nu că faptul că îmi fac o microfermă de vaci cu lapte, dar trebuie să-mi pun problema, oare unde dau laptele, ce se va întâmpla cu laptele meu, pentru faptul că de anul viitor cotele de lapte dispar, se elimină și faptul că atunci intră din afară. Adică un procesator poate duce lapte în Ungaria. Exact, și intră mai ușor și materie primă. Exact cum s-a întâmplat așa în acest și cu miere și cu alte produse au intrat, pentru faptul că subvențiile la ei probabil sunt altele și își permis să dea sub preț. Și n-ai ce face. Degeaba se scandalizează mulți fermi. Uite, am avut o problemă anul acesta cu cei care lucrează în pomicultură. Deci au fost producție foarte mare de mere, nu au avut unde să le valorifice, plus că a venit treaba cu rușii în care toată producția din comunitatea europeană s-a întrebat și către române. Dacă mergeați în magazin, găseați multe mere în Polonia sau nu știu după unde aduse și ai noștri sau din Moldova, sau nu știu, au rămas cu merele în livadă. Poate da. Și acum, dacă mergem la Valea Pomilor, dacă mergem, o să vedeți mere neculese. Da. A fost un regulament al Comunității Europene în care a încercat să-i compenseze. Deci chiar au venit președintele Asociației Pomicultorilor la Direcția Agricolă, a fost pe labia, s-a interesat. Deci a zis, hai să te ajut, zice, nu-i ajută nimeni. Uite, m-am interesat, am vorbit, le-am pus la dispoziție o listă cu spitalele, cu cămina de bătrâni, unde pot să doneze aceste mere. Inclusiv i-am făcut și modelul de cere, tot, absolut totul. Adică aceste fructe... Să le dea, ca să primească acel... Vinea cam 1,50 lei, 1,60 lei. Deci aproape că era cheltuiala cât se vinde acum măr. Dacă pe piață cam 1,50 lei, da. Cam 2 lei, cam acolo. E, dar măcar dădea. Nu spun că e un preț acoperitor, dar totuși e ceva decât adevărat, adevărat. Nu? Dar pe urmă a început. Se dea din coate în coate. Păi să văd că n-am ambalaje. Că n-am etichete. Că n-am cu ce să le duc la Liceul Silvanie, la câmiul de bătrâni sau în Crasnă. Ei, până ce noi ne-am tot întors, această cotă a fost dată 300.000 de tone parcă, s-a epuizat. Și noi, cei din Sălaj, am dat 6 tone. Atât. Deci, dacă vrei să faci ceva, trebuie să fii rapid, să ai decizii, să fii pregătit. Și atunci când eu am o fermă de... în domeniul pomicol, deci o suprafață de, să zic, de 50-60 sau 20-30 hectare de măr, trebuie să mă gândesc, domnule, ce fac în condițiile, să pun rău în față, în condițiile în care va fi supraproducție, ce fac?
să fiu pregătit pentru... Sau am fost acum, săptămâna trecută, am fost de curiozitate că, uite, și... Îmi pare rău că n-am văzut mai repede. Am fost la Jibou, la grădina botanică. Deci dânșii au putut să-și cumpere acea presă de făcută suc de miere. Îmi pun întrebarea, de ce X, Y, Z fermierii noștri au putut să-și facă? N-au făcut. Sau trebuiau toți 4, 5, 6, 7 care au supraviețe mai mari de măr să se asocieze, să-și facă. V-am mai spus o dată că vorbim cu un domn inginer din Viișoara care are și vreo 60 de 70 de hectare de măr, chiar dacă mă repet, avea și un punct de procesare și mi-a spus cineva, și vorbește cu domnul inginer de la Viișoara din Bistrița, că poate o să ia mere de la voi din Sălan să le proceseze. Mi-a spus, nu, domnule, îmi fac numai pentru mine. Deci el s-a gândit. A venit, nu vreau să-i laud pe cei de la grădina botanică, dar au venit cu o idee, să știți că am gustat acel suc, nu vreau să le fac reclamă, chiar nu e cazul. Dar m-au impresionat, domnule, hai să nu mai... Nu neapărat să nu mai cumpărăm suc din străinătate, dar hai să facem suc pentru numele Dumnezeu. Sucul nostru, atât merele noastre de aici din Sălaj, nu? Și foarte gustos și mai mult că iau acel ambalaj, îl pasteurizează, îl duc la temperaturi de 82 sau 83 de grade, îl țin pe urmă, nu știu, 2-3 ore să răcească până la 70 de grade, îl bagă în acel ambalaj perfect, izolat și stă aproape un an de zile, mi-a spus domnul director și inginerul care se ocupă de procesare. Și o treabă extraordinară. Adevărat. Dar întrebarea e de ce? Ceilalți n-au putut să facă lucrul acesta? E o întrebare la care nu știu să vă răspund eu cazia. Deci e mai bine să iai un litru sau 2 litri de cola cu nu știu cât lei, cât costă, sau de Pepsi, când noi avem sucurile noastre naturale? Și nu cred că nu ar avea desfacere. Și acum aceștia oameni vor să facă procesoare și foarte bine. Foarte adevărat. Poate să gândesc să ne facă și o dulceață bună. Și mai e o problemă, sau o treabă extraordinară la iau și acel laborator. Pentru că, uite, pentru... Chiar discutam cu domnul director și o să încerc să discut cu cei de la Asociația Pomicultorilor, să ducă probe de substanțe. Deci în agricultura ecologică, avem în agricultura ecologică foarte mulți fermieri care se ocupă pe fructe și folosesc anumite substanțe produse care sunt avizate să facă tratamente pentru ecologic. Fac analize, că spuneam și noi, am dat pe aceste produse și substanțe sunt foarte scumpe în comparație cu... Evident, pentru că trebuie să respecte o anumită... Exact, exact. Și atunci înseamnă, se plângeau, domnule, că costă nu știu cât kilogramul și eficiența e minimă. Și dânsii spunea, domnule, să vină aici, contracost, facem niște analize și vedem dacă produsul respectiv are substanța activă cât îi trebuie, dacă are reacția pentru boala pentru care îi... Și ar fi o treabă interesantă, spun eu, pentru cei din agricultura ecologică. Eu știu că înainte de 89, nu vreau să dăm neapărat timpul înapoi, dar vreau totuși să ne raportăm la ce era oarecum și înainte. Trebuie să vedem și partea bună a lucrurilor, pentru că nu au fost toate rele, asta e clar. Și noi asta poate știți mai bine decât mine, cu siguranță. Eu știu că în Sălaj erau mai multe puncte de procesare a fructelor. Aveam niște fabrici de conserve, se făcea compot, se făcea dulceață, se făcea suc, inclusiv știu că până imediat după 1990 am avut parcă inclusiv aici în Zalău o fabrică de suc de mere. Sper că nu. Păi era acolo vis-a-vis cu gara, era. Deci a fost un celălalt, a fost un șilef. Da, a fost, da, știm cum se întâmplă. Deci după când sunt mai mulți acționari, începe bâza. Și de acolo a început un vrea mai mult. Deci rămâne ca și incubatorul de la Hereclea. Nu e păcat de Dumnezeu să stea acolo. Deci asta e. Și păcat pentru aceste puncte de procesare care nu s-au... Dar e vina noastră, a fermierilor. Deci ei trebuiau să se asocieze și aici o mare problemă. Faptul că nu au încredere și care în fiecare încearcă să-i meargă pe cont propriu. Și asta nu e un lucru bun. Nu știu cât vor resta. Timpul o să ne demonstreze că nu e soluția cea mai bună. Evident. Deci nu poți și nu vor putea rezista pe piață, că piața aceasta merge în continuare. Cei din afară, din Unitatea Europeană, și așa i-au avut un avantaj foarte mare tehnic, tehnologic, față de fermierii noștri. Am întâlnit un fermier italian care a venit în județul Sălaj pentru a vedea niște foste depozite, inclusiv era interesat la un moment dat de parcul industrial din Jibou. Și el mi-a spus în felul următor. Există o structură de asociere în Italia care este foarte des întâlnită, în sensul în care mai mulți proprietari de terenuri pun bani și cumpără un tractor. Toți, un utilaj foarte performant. Și acel tractor, nu știu, recoltează, începe și recoltează. Azi la mine, mâine la dumneavoastră. Nu știu, n-ar putea funcționa și la noi. Adică, oricum avem acele terenuri foarte fărâmițate. Mi-aduc aminte de Salvatore din Măieriște, care spune, domnule, nu înțeleg...
N-am reușit să-i conving pe oameni că nu vreau să le iau terenul, vreau doar să lucrez terenul. Și avea la un dat o porțiune, o suprafață mare de teren și în mijloc avea o parcelă de 23 de ari cu mălai, cu porumb. Și acum, dacă mergem pe județ, o să vedem foarte multe cazuri de genul ăsta, vezi suprafețe foarte mari care sunt lucrate și să vezi o bucată, o fâșie de 25-30 de metri. Dar știți cum gândește omul? Lăsat acolo în paragină. Nu, domnule, nu fac nimic cu trenul. Dacă vin eu lungul, da, și sunt interesat de pământul oamenilor din zona, automat, Badea Gheorghe, opa, lungul e interesat de terenul meu. Păi nu mai dau cu 20 de milioane, dau cu 80 de milioane. Așa gândesc oamenii, domnule director. Așa gândesc. Ei, nu sunt necondamnat. Și asta da? E adevărat, dar e vorba și de legislație. Faptul că acum nu mai intru în amănunte. Nu facem politică. Nu intru mai în amănunte, dar faptul că el primește ceva acolo și se face ca ce, pot să iau mai mult dacă rămâne terenul așa. Dar n-are voie să rămână terenul așa, că legislația e altcumva, dar se mai strecoară. Evident. Totuși, eu cred că ar trebui să înțelegem, până la urmă, nu știu, puterea asta de asociere. Oamenii probabil că, nu știu, încă le mai, îi mai duce cu gândul acea asociație la cerat înainte de 89, nu-mi dau seama. Ideea că decât să lași terenul acolo nelucrat, nu mai bine, nu știu, dacă nu primești bani, măcar să primești, nu știu, un lapte, nu știu, un sac cu porumb, boabe, să dai la găini din curte, să primești ceva, dacă îl dai la acel om. Sunt mai mult decât o asociere. Asociere nu înseamnă că ne asociem să lucrăm terenul respectiv, să ne asociem să facem și procesare, să avem totul. Păi a intrat pe niște, în Franța, în Austria, găseam pe internet modul urmărizate cooperativele, faptul că acolo 1.000, 2.000 de persoane sunt o cooperativă, în care pământul împreună, vânzarea, producție o fac prin cooperativă. Când se va face la noi vânzarea producției de grâu, de porumb, de fructe, până acele cooperative? E ca să facă acest lucru. Ca să facă acest lucru, poate ar trebui găsite și o pârghie fiscală, ca să fie un pic, poate, avantajează dacă faci acest lucru prin cooperativă. Citeam un articol în Fermierul, parcă din septembrie sau din octombrie, în care este un interviu cu fostul comisar european Dacian Cioloș și spunea, domnule, problemă în România de organizare a producătorilor în acele cooperative. E ca și cum, zice, ai avea un John Deere, un tractor cel mai performant, cu tot ce are, încălzire, tot, bord, climă, tot ce trebuie, și să-i pui niște roți de dace. Perfect de dreptate. Deci putem, facem investiții, cumpărăm, vestim utilaje, dar când se valorificăm, am pierdut un element esențial care e valorificarea totul și piața de desfacere. Luăm o scurtă pauză de publicitate, domnule director, doamnelor și domnilor, ne vedem după publicitate, nu înainte de a le mulțumi celor de la Sandana pentru aceste minunate produse pe care le avem aici în această seară la Sălăjanul TV. Am revenit, doamnelor și domnilor, le mulțumim încă o dată celor de la Sandana, sponsorul nostru al emisiunii Agricultura la Raport, doar aici la Sălăjanul TV. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc invitatul nostru din această seară, inginerul Valentin Duca, directorul Direcției Agricole Sălaj. Domnule director, vreau să discutăm în cele ce urmează și despre suprafețele însămânțate în această toamnă în județul Sălaj. Ce avem grâu, ce alte culturi mai avem? Deci inițial ne-am propus să semănăm mai mult decât anul trecut, am avut un program că în jur de 12.000 de hectare. Până în momentul de față nu am reușit să realizăm suprafața care ne-am programat, adică ne-am programat-o, ceea ce colegii în teritoriu au spus că o fac. Deci la grâu am realizat până în momentul de față 7.279 de hectare, triticale 2.900 de hectare, ors 802 hectare, rapiță 193 de hectare. Din păcate e puțin și vreau să vă spun că în general, partea asta de vest a țării, chiar acum vreo 2-3 săptămâni am fost până în Timișoara, foarte, foarte puțin este semănat. Foarte puțin. Și cred că anul viitor grâu o să aibă alt preț față de anul acesta. De obicei, cam așa se întâmplă. Adică va fi mai scump sau mai ieftin? Pe când e suprafețe mici și producție puțină, e mai mare. Prețul crește. Deci asta, deși poate n-ar trebui să fie așa. Aceste simptome. Dar cam asta se întâmplă. Și în special
societățile sau asociațiile pe care noi le avem au semnat cam în jur de 10-12% din aceste suprafețe. Acum, totul depinde, o parte din ele este răsărit, o parte a fost semnat târziu, pentru faptul că foarte mulți au amplasat suprafețele de grâu după porumb, porumbul s-a recoltat târziu, alții au semnat hibrizi mai tardiv, deci important este ca să ai o cultură reușită din punct de vedere, spun tehnic. Trebuie semnat grâu cel puțin târziu până în 20-25 octombrie, după 20-25 octombrie, dacă și ai o carte, o tehnologie, îți dai seama că pierderile sunt fiecare zi întârziere, când ajungi până la 30-35 de kilograme. Fiindcă și acel grâu trebuie să înrădăcineze, să înfrățească. Nu știu, întrebat, nu știu cum va fi iarna, sunt multe probleme tehnice. Nu m-am întrebat niciodată cât de importantă este rotația culturilor. Suntem pe un domeniu pe care dumneavoastră îl stăpâniți foarte bine. O să am foarte multe discuții, pentru că dumneavoastră nu s-a făcut porumbul, dar de 7 ani am numai porumb pe acea parcelă. De mai mult de 2-3 ani de zile nu se recomandă să pui pe aceeași parcelă aceeași cultură. Deci neapărat... Obosește pământul. Obosește, apar de diferite boli și la porumb, la grâu și mai problema și mai sensibilă. Deci tehnologia agrotehnică te învață ca să cel puțin o rotație de 2-3 ani de zile să faci și la grâu și la porumb. Mai mult sunt modul în care se lucrează teren, modul în care se folosesc erbicidele. E o întreagă problematică tehnică, sensibilă, pe care deja foarte mult spun, domnul, lasă, ce-mi spui tu că cum se facă, știu cum se facă, normal că știu, fiecare fiu la volan și știm să o conduc mașina. Dar știți cum e, nu conduci ce faci, păi, cam asta ești, dar așa se văd și multe cazuri, se văd rezultatele. Rezultatele în sensul negativ. Adevărat, din păcate. Din păcate, cam asta se întâmplă. Vreau să discutăm puțin și despre câteva aspecte legate de actele normative recent adoptate în domeniul agricol. Poate că n-ar fi rău să le amintiți și să povestim puțin despre... Deci au fost trei acte normative, minim sau ajutor pentru cei din apicultură, cei care au suferit pierderi în luna mai-august, pentru albinari care au avut albine, a fost un an destul de greu, deci mai mult au cheltuit cu întreținerea albinelor, cu zarul, cu toți, pentru faptul că polenizarea, polenul a fost foarte puțin, deci au avut mari probleme. S-a dat un ajutor de minimis de 4,5 lei pe familie până la 75 de familii și peste la 76 de familii în sus a fost 7,50 lei pe familie. În județul Sălaj am avut în jur de 419 adică deținători de albine care și-au depus cereri pentru în jur de 48.000 de familii de albine și ca sumă în jur de 330 și ceva de mii, 334.000 de lei. Deci suntem pe primul loc din țară cu suma acordată ca ajutor pentru cei din sectorul de creștere albinilor. Este o veste bună până la urmă. Acum, în general, da, deci a fost dreptul lor, avem foarte mulți apicultori, au trebuit și dânsi ajutați. Un alt ajutor care s-a acordat a fost cel de pentru procurarea de juninci și berbecuți. Deci pentru berbecuți s-a dat în jur de 2500, adică o sumă fixă de 2500 de lei, iar pentru procurarea de juninci s-a dat 5000 de lei. Din păcate, cu toate că am făcut acest anunț, am trecut pe site-ul Direcției Agricole, în presă, la dumneavoastră, la televiziunea locală, am avut destul de puține persoane care și-au depus acest dosare. Mai precis, pentru juninci am avut o singură persoană cu 10 juninci, iar pentru berbecuțe, 105 berbecuți s-au achiziționat. Dar e vorba de bani, domnule, deci eu nu înțeleg chestia asta. Nici eu nu înțeleg. E de lăsare sau nu știu, Deci eu am discutat și cu cei de la asociație, pentru că e prea tardiv, eu nu cred că e prea, chiar dacă mulți spunea, domnule, aduceau motivul pentru faptul că în luna octombrie ei și-au lăsat deja berbeci în turmă. Păi chiar dacă i-a lăsat, dar am marcat să iau pentru următorul an. Fiindcă, cum spuneau cei din selecție, deci nu vreau să intru într-un domeniu pe care nu îl cunosc atât de bine, dar spuneau cei din selecție, animalor, spuneau, domnule, la berbecuți, cel puțin după 3-4 ani trebuie schimbați. Dacă vrem să avem o selecție, dacă vrem să facem... Să avem o oaie de carne sau să avem o oaie de lână sau o oaie pentru lapte, cum trebuie. În momentul în care țin acei berbecuți
5, 6, 7, 8, 9 monte, deja automat deja nu mai ai controlul și nu mai ai valoarea genetică. Dar din păcate asta s-a întâmplat și mie îmi pare rău, deci, pentru faptul că, deși avem 220.000 de capete de ovine. Un număr, e un număr mare. Un număr de mare și se putea aloca un berbec pentru 30 de oi, mame. Revin la un subiect pe care l-am mai abordat cu dumneavoastră, după care discutăm în cele ce urmează și despre certificatul de producător. Auzeam zilele trecute în presă de specialitate care se ocupă de problemele din agricultura românească despre faptul că țara noastră a devenit un important importator de lână. În condițiile în care am cunoscut fermieri, chiar și cei care au fost la 500 de ori Sălăjanul TV, cei trei tineri, unul dintre ei cu foarte multe oi în cuzăplac, dacă nu mă înșel. Petrindu, da. Și spuneam, Suciu, domnul Suciu, da. Aruncăm sau o lăsăm lână pentru că nu o cumpără nimeni. Și noastră, bine, ați venit cu o explicație care, într-adevăr, e interesantă, cu pășunile, cu... Păi, discutam chiar astăzi cu pășinchele de la Asociației Crescătorilor de Bovine, cel de la Camerele Agricole, spunea, domnule, cu cât ai vândut lână? Și cu un leu 80. Dar ca să ai o lână de calitate, totul ține de pășune. În momentul în care eu n-am curățat pășunea și aici pășunesc cu oile nu știu pe unde, normal că lână aceea e plină de scaies, de tot felul de alte treburi și atunci nu mai e calitatea. Nu mai e calitatea. Cresc costurile de păi, înainte de 89, deci cel mai bine, cel mai mult câștigau crescătorul de oi din lână. Deci era cea mai bine plătită. Când duceau lână, domnule, atunci aveau o grămadă, țin minte, că și taică mi-au avut, Dumnezeu să ierte oi, dar nu au avut atât de mult, dar cei care aveau 30, 40, 50, 100 de oi, deci câștigau foarte bine din lână și era foarte bine plătită. Bineînțeles, și atunci era pe clasa 1, clasa 2, lână de la cap era separat, lână după coadă se tundea separat de la picioare, deci... Dar acum, domnule, la joile, nu, curezi, pășune, efectiv, nu ai cale. Și nimeni, în condițiile de astăzi de piață liberă și unde sunt pretențiile mari, fiecare, cel care îți cumpără luna, se uită la calitate. Și se fac haine foarte multe din se plastic. Se fac și pentru izolare și pentru altceva. A cucerit lumea asta. Păi spunea colegul nostru atunci cu oi că cineva i-a tuns oile numai pentru luna. Păi, exact. Înseamnă, nu cred că un om sau 5 oameni, 6 oameni sunt atât de tâmpiți, în ghilimele spun, să tungă pentru luna, că știa că luna aia nu e un anumit preț. Deci fiecare își face un calcul. Evident. Da, nu-mi trebuie banii, dă-mi în natură, dă-mi luna aia și atunci omul și-a făcut un calcul. Știe ce... Știi că v-a scoate niște bănuți de acolo. Normal. Deci asta e... Un alt aspect, certificatul de producător agricol, s-a discutat foarte, foarte mult despre el. Certificat agricol, poate ne trezim vara viitoare cu producător de pepeni pe hârtie, de fapt îi cumpără de prin angrouri sau de la producători reali și vin și o vând în județul Sălaj. Revin la discuția cu mine. A fost o glumă. Nu, revin la discuția cu mine. Pentru faptul că într-un ziar local, tot un președinte de asociație spunea că nu au putut să achiziționeze berbecuți sau jurnici pentru faptul că s-a schimbat legea legată de certificatul de producător. Vechiul certificat de producător, conform hotărârii de guvern 660, n-are importanță, cel care a fost înainte, se dădea tot pe un an de zile. Și un an agricol. Anul agricol începea în luna iunie sau iulie și sfârșea anul viitor tot în iulie și se viza pe trimestre. Deci dacă eu duc mi-am scos un certificat de producător în luna iulie 2014, acel certificat de producător e valabil și astăzi și e valabil chiar dacă a apărut legea 770, nu greșesc, dar numărul 145 cu numele certificat de producător, vechile certificate de producător sunt valabile 180 de zile de la apariția actului normativ. Deci nu era un impediment. Deci încă e valabil vechiul certificat exact, de producător. Exact, valabil, că dânsul într-un ziar local spunea, da, domnule, că pântoaia, că era legată de certificat de producător, că cei care voiau să cumpere n-aveau certificat de producător. Că, într-adevăr, în actul normativ, actele care trebuie să le depun la dosar era și certificatele acelea de producător. Noul certificat de producător cuprinde un atestat în care, spune domnul, persoana X are cunoștințe, cultivă suprafețele, ce cultivă, cultură mare, grâu, porumb, legume, zootehnie, totul, și pe baza atestatului de producător, care se eliberează de primărie în termen de 5 zile, se dă carnetul de comercializare, cu 3 file. O filă rămâne la cumpărător, una la producător și una rămâne în cotor, care se predă când se consumă toate filele.
pot folosi acest carnet de comercializare titularul până la cei de gradul 1, soț, soție, sau fiu, da. Copii. Și nu pot să vândă pe piețe fără acel carnet de comercializare. Și mai mult, acest carnet sau atestatul de producător trebuie vizat și de către asociații. Iar piețele, cei care îngrijesc piețele sau cei care se ocupă de aceste piețe, sunt obligați să asigură nu știu 30 sau 40% din spațiu pentru producătorii agricoli, da, care vând pe piața. Acesta este un lucru bun. Și ce spuneați dumneavoastră, am găsit și am trecut, sau anul acesta, luna iunie, cu pepeni verzi aduși din Turcia, nu știu ce se vindea, spuneau că aduși din Oltenia. Da, aveau certificat de producător. Ei, modul cum se eliberează aceste certificate, iar e o problemă. Depinde de primar, de cei care se ocupă de eliberărilor, dar în momentul în care a testat, își depune semnătura și cel de la asociație, atunci ăla știe, domnule, Luca are oi sau nu are? Are porc sau nu are? A, deci pe lângă primărie trebuie să pună semnătura și cel de la asociație. Cel de la asociație. Acesta eu cred că este un lucru bun. Cum vedeți noastră faptul că, apropo, nu știu, 30-40% din spații, din piețe vor trebui ocupate sau pot fi ocupate numai de producătorii direcți? Știți că piețele, nu avem nimic cu ei, și ei sunt comercianți, acei intermediari. Și ei trebuie să-și câștige pâinea, da? Pe la urmă trebuie să le dăm întâietate celor care produc. Să vă spun de ce, pentru că sunt mulți care vând de ardei, deși n-au săpat în viața lor. Păi, discutam cu ai noștri care au sere, solari pe aici, spuneam-ne, unde duce roșile sau ardei? În Cluj. La cine? De la intermediar. De ce? Pentru faptul că nu-mi găsesc un loc la taraba, în piață. Și atunci dădea roșia, să zic, 80 de bani și cel în Cluj sau în Zalăuț o vinde dublu. Și nu e corect. Deci se câștige cel care muncește. Deci nu pot eu ca să mă ocup. Asta e un fel de speculă. Că n-am ce dublu și nu știu dacă știți. Și atunci era speculanți care cumpărau vaca din piața, să zic, Sărmășac, cum a cunosc zona, că acolo am lucrat foarte mulți ani, și o vindea în Belciuc, în Vietul Satul Mare. Deci cumpăra vaca, să zic, cu 2,5 milioane și mergea în Belciuc și o dădea cu 3 milioane jumate după 3 zile. Deci asta era speculă. Atunci pe care îi prindea, era condamnați. Deci atunci era cam frică cine făcea chestia asta. Clar că era frică. Deci nu, corect este ca cel care face efortul, produce, să și câștige. Vreau să discutăm puțin și despre vânzarea terenurilor, o chestiune interesantă, sensibilă, greșită, înțeleasă din păcate de unii. Deci, conform legii 17/2014, și aici foarte mulți primari se revoltați că nu trebuia, că era numai să fie scoasă această lege pentru faptul că s-a încercat și prin această lege ca cumva să comaseze terenurile. Deci sunt acolo o listă cu priorități, cu proprietarii care sunt prioritari, vecinii, arendașii și pe urmă vine statul. Noi avem depuse la Direcția Agricolă în jur de 300 și vreo 40-50 de dosare. Dar majoritatea acestui teren s-a vândut înainte, din 90 încoace, s-a vândut pe niște acte făcute de mână și acum oamenii vor să intre în legalitate. Dar prin statistică, prețurile în România la terenuri este foarte mic. În jur, se discută în jur de 6.000 ceva de euro sau dolari în comparație cu prețurile din Germania, din Austria, Anglia, deci alte prețuri. Și iar străinii, cei mai mulți, sunt italieni și germani care au cumpărat teren în România și în special în partea de vest. Este sălajul interesant, domnule director, pentru investitorii străini în agricultură? Păi sunt foarte mulți care s-au interesat să cumpere teren. Avem cazul care lucrează teren și lucrează fără să țin parte unei sau alte, lucrează bine sau foarte bine. Deci teren, spune niște profesori de-ai mei din facultate, de mult, spune, cum te ocupi de el, așa-l ai. Ce îi dai, așa se răspunde, ca și la orice. Da, bineînțeles. Orice ce facem în viață, dacă nu te ocupi și nu pui suflet în ceea ce faci, rezultatele nu sunt cele pe care le dorești. Într-adevăr, sunt eforturi foarte mari și eforturi foarte mari fac și colegii care se ocupă de creșterea suinilor. Avem cei 17 fermieri cu complexe mari de creșterea porcilor și acolo prețul a scăzut foarte mult, 5 lei. Aici vreau să întreb, cum preconizați prețul cărnii de porc, având în vedere că acum se apropie sărbătorile, lumea începe să cumpere, se gândește să cumpere porcul din piață sau să meargă în magazin pentru carne? Deci, cei care au aceste complexe mari de creștere a suinilor, de la 5 lei, 5 lei, 50 vând. Pe piață, azi, în piața în Sărmășagă, prețul la porc cerea 8 lei, dar nu se vindea.
Deci în jur de 7 lei, 50, 8 lei kilogramul. Dar pentru cei care au ferme aceste mari de creștere a porcilor, e o mare problemă și momentan au noroc cu subvenția care o primesc pe bunăstare, care în general e, care aproximativ sau în medie în jur de 110 lei pe cap de animal. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea domnului director. Sperăm că vom avea o iarnă cu zăpadă, zic eu, că dacă nu vom avea zăpadă, s-ar putea să fie probleme. Și eu doresc să fie zăpadă, fiindcă zăpada aduce belșugul și bine pentru culturile care s-au însămânțat și așa sunt puține și aș lemna pe producători sau pe fermieri din Sălaj să continuăm, să ne luptăm în continuare, că poate va ieși lumina și pe ulița. Foarte frumos spus. Mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezență. Mulțumim doamnelor și domnilor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. Rămâneți cu Sălăjeanul TV. Mulțumim încă o dată, Sandana, pentru tot sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. O noapte liniștită tuturor. La revedere!